Marius, dezamăgire, ați pierdut în secundele de final un meci care a fost interesant și pe muchii de cuții până la sfârșit. Cât de mare e tristețea? Da, noi, cum ți-am mai spus și am spus și colegului tău, venim aici pentru a ne bucura de fotbal. Într-adevăr, o victorie ți-aduce tristețe. Cum ai spus tu, am pierdut pe final de joc, dar faptul că am avut doar 7 jucători azi în lot și am luat și roșu, n-am putut avea schimbări, la final s-a văzut diferența pe tabelă. Practic, partida n-a arătat dezechilibrată, ați mișcat bine, ca să zic așa, era alta situația dacă erați mai mulți? Da, cu siguranță, cred că am dominat prima repriză, ne-am creat mai multe ocazii și am dominat jocul până la cel roșu. Din păcate, un om în minus aici spune cuvântul și trei nu este foarte susținut, ei ne-au egalat, au avut mai multe schimbări și de-aia cred că au și câștigat astăzi. Cum a fost duelul cu frații Herea? Mă bucur să mă întâlnesc cu Ovidiu, care ne cunoaștem de la vârsta de 9 ani, am copilărit împreună. O bucurie imensă să ne revedem, că suntem sănătoși și că ne bucurăm de fotbal. Mulțumesc. Mersi și eu.